care s-a produs ieri la ora 20:26 în regiunea Arad, regiunea seismică Crișana Arad din punctul nostru de vedere. Cutremurul s-a produs la adâncimea de 5,6 km cu o magnitudine de 5,2, ultima magnitudine valoare revizuită. Intensitatea cutremurului în zona epicentrală a fost de 7 grade, Mercalli. Cutremurul s-a simțit la Arad și în orașele apropiate, cum ar fi Lipova, cu intensități de 6 grade Mercalli. S-a simțit în orașe cu distanțe mai mari de 100 de kilometri, cum ar fi Oradea, Cluj sau zona de sud a României, cu intensități de 4 grade. De asemenea, avem informații că s-a simțit în Ungaria, în Croația, Serbia. Efectele cutremurului nu au fost așa de mari, pentru că accelerațiile în zonă au fost mici. Cea mai mare accelerație a fost în localitatea Șiria, de 26 de centimetri pe secundă la pătrat, ceea ce, asociat efectelor unui cutremur, asta înseamnă că efectele ar fi asociate cu căderi de coșuri, crăpături în pereți sau alte pagube de genul celor spuse mai înainte. Până în momentul actual s-au produs 13 replici. Cea mai mare replică a avut magnitudinea de 3,2 grade, iar ultima replică a fost astăzi de dimineață, a avut magnitudinea de 2,2 grade. Am primit răspunsuri și informații de la cetățeni. În funcție de răspunsurile pe care le-am primit la cetățeni, vom face o analiză privind pagubele și asocierile cu partea instrumentală pe care o avem și o deținem în acest moment. Regiunea seismică este o regiune cunoscută. O să vă spună și colegul meu Diaconescu despre partea geologică, ce se întâmplă acolo. În istorie se știu că au mai fost cutremure cu magnitudine de 5, ceea ce arată că nu este o zonă singulară sau acum a început activitatea în zona respectivă.